Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi o să facem paste cu ton. Aceasta este rețeta de astăzi, paste cu ton. Și o să avem nevoie de 260 de grame de paste, 100 de grame de ton din conservă, 4 linguri de roșii în bulion, o ceapă potrivită, piper, ulei și sare. O să tăiem ceapa. Acum o să punem ulei într-o tigaie și punem ceapa la undit puțin. O să avem nevoie de o oală unde o să punem apă, punem pe foc și o să adăugăm sare după gust ca să fierbem pastele. Așa. Lăsăm să fiarbă. Apa fierbe, punem pastele, 260 de grame de paste și le lăsăm circa 11-12 minute. O să punem uleiul, cam 2-3 linguri de ulei, nu mai mult. Adăugăm și ceava. O lăsăm puțin să se undească, să se prăjească puțin, puțin. Acum o să adăugăm și tonul. 100 de grame de ton în cutie, în conservă. Și le prăjim împreună. Punem și un praf de sare. Adăugăm și piper. Amestecăm. Acum o să luăm puțină apă de la paste și o să punem. Amestecă. Ca să fie fiartă bine ceapa. Adăugăm și roșii. Cam 4 linguri. Și lăsăm să fiarbă puțin. Sucul este gata. Acum adăugăm și pastele fierte. Amestecăm. Și pastele sunt gata. Le punem pe o casturie.
Sunt două porții de paste. O frunzuliță de busuioc și poftă bună! Paste cu ton. Vă doresc poftă bună și multă, multă sănătate! Paste cu ton. Poftă bună, vă doresc. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine astăzi. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și poftă bună tuturor. Și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere. O zi frumoasă tuturor, vă doresc.